Primăria caută soluții pentru ca impactul pandemiei să fie mai puțin dureros. Autoritățile capitale intenționează să deschidă un centru de instruire pentru adulți. Aici șomerii și cei care vor să-și găsească un nou loc de muncă vor putea obține noi abilități în IT, finanțe și sănătate. Prin acest proiect, Primăria Capitalei a decis să aplice la Rețeaua Mondială de Învățământ UNESCO. Programul de educație a adulților va oferi oportunități de studiere și calificare de înaltă calitate. Cetățenii vor fi instruiți, de exemplu, cum să utilizeze computerul și alte sisteme IT, cum să-și administreze resursele financiare pe timp de criză, cum să facă achiziții online sau cum să ducă un mod sănătos de viață. Mai mult vor fi și lecții pentru părinți, cum să îngrijească de copiii lor și ce ocupații să le ofere. Toate activitățile vor fi organizate de cadre didactice, psihologi și experți din diverse domenii. Cetățenii sunt curioși cum va funcționa un astfel de centru, de fapt primul în Moldova. Ar fi o idee bună. Multă lume nu se poate orienta de sine stătător, măcar că sunt maturi. Pleacă psihotare în condițiile de astăzi, vin acasă și nu știu ce să fac. Mai ales atunci când nu au resurse financiare. N-ar fi rău, dacă ar fi în ajutorul lor, n-ar fi rău. În primul rând, comunicarea între tineret, formarea unor opinii comune. Ar fi bine să le propuie, să-i ajute, să iasă din greutatea asta care este acum, dar n-a să meargă, n-a să meargă. Tineretul vrea mai mulți bani, distrare. Foarte bine ar fi să-i angajeze, să-și adă aici, să... Edilul Capitalei spune că toți trebuie să fie pregătiți pentru schimbări, să țină pasul cu tehnologiile. Astfel, Chișinăul își propune să ofere locuitorilor de orice vârstă posibilitatea de a-și reînnoi cunoștințele acumulate și de a însuși suplimentar alte abilități. Ion Ceban a menționat că, în asemenea mod, vor crește posibilitățile de angajare, iar aceasta va contribui la dezvoltarea economică a municipiului. Este un concept care este unul foarte necesar la această etapă, mă refer la învățarea pe tot parcursul vieții, învățarea pentru adulți, reprofilarea. Vom avea sectoare și industrii unde cel mai probabil oamenii își vor pierde un locul de muncă și probabil că aceste industrii în timp foarte scurt nu se vor recupera. Plus avem un număr de sute de mii de oameni care s-au întors acasă și va fi nevoie să fie angajați în câmpul muncii. De asta trebuie să oferim un serviciu care foarte rapid să permită învățarea sau reprofilarea a unor sau altor persoane. Recent, municipiul Chișinău a fost introdus pe așa zisa hartă globală Learning Planet, unde specialiști din întreaga lume sunt implicați în diferite proiecte educaționale din capitală și orașe mari. Înscrierea a avut loc în urma forumului Implicare pentru Schimbare din 24 ianuarie 2020, organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Educației.